Pentru prolificul autor, fiecare nou volum publicat este special și echivalează cu miracolul nașterii. Pentru mine astăzi e o zi deosebită. Este ca și cum mi s-ar naște un copil, dar de data asta gemeni, doi copii. E vorba de cele două cărți ale mele, un volum de versuri, Lumini umbrite, și un volum de proză, care este de fapt volumul 5 din Oameni și fapte. Volumul de versuri, aceste poezii sunt niște trăiri sufletești ale mele pe care le transmit și cititorilor, iar în Oameni și fapte prezint oamenii valoroși din județ, parte din ei cu care am făcut emisiuni și vreau să-i cunoască lumea pe de-a-ntregul. Am căutat să iau ce este bun la om și să-l prezint după calitățile lui, să-l cunoască o lume mai largă, pentru că merită. La fiecare lansare, autorul îi are alături pe prietenii săi. A început să scrie, eu zic, trei cărți. Oameni și fapte, carte de poezie, dar și ca scriitor e foarte bun, pentru că are și câteva cărți în care putem să-l numim scriitor și nu poet sau prozator, narator. De aceea eu îl felicit și la anii lui îl rog pe bunul Dumnezeu să îi dea tărie și putere și să continue. Noi așa ne-am obișnuit cu el. După ce am terminat și astăzi această lansare a celor două cărți, vom spune, va urma. Nu putem spune că profesorul Teodor Curpaș este un poet extraordinar de mare sau un poet foarte mic sau mediocru, cum spunea și dumnealui, dar are o voce interioară poetică destul de captivantă și în același timp limbajul lui este foarte accesibil omului de rând și în multe din creațiile sale ne regăsim. Iar în ceea ce privește Oameni și fapte, modelele pe care dumnealui le surprinde aici vor rămâne peste vreme. Poate că CD-urile, DVD-urile se vor deprecia, dar cărțile nu vor pieri niciodată. Noul volum de poezii, intitulat Lumini umbrite, conține 150 de poezii și poeme, în care autorul vorbește despre propriile trăiri sufletești. Cartea de proză al cincelea volum din seria Oameni și fapte reunește dialogurile pe care autorul le-a avut cu oamenii meritoși din județul nostru.